Incidentul a avut loc pe lacul din comuna Stolnici, din Argeș. Băiatul de 15 ani se afla acolo cu mai mulți prieteni la joacă. La un moment dat a intrat în apă și s-a depărtat de grup. Ceilalți au intrat după el, dar nu l-au găsit, așa că au anunțat autoritățile. Lacul are 5.000 de metri pătrați și o adâncime de minim 1,5 metri. L-au adâncit anul trecut în vară. Adâncă este, dar nu este peste tot. Probabil că el a scăpat într-o gaură. Zona este una desfrecventată de copii din localitate care vin să se joace. M-a sunat un copil dintre ei și pare că se neacă unul aici, în Aleșteu. Și când am venit aici, deja nu se mai vedea și mi-a zis că e la fund intrat. Dar eu nu l-am mai văzut pe el. Dar intra să se joace sau ce? Să joace, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Ei se jucau aici, în apă. Două, trei zile s-au jucat. Au pus o ață acolo și se vedea după ața aia. Era mai cald afară sau de ce au venit? Nu știu, că eu îi vedeam când veneam de la muncă, că se jucau seara. O ambulanță a fost trimisă la locul incidentului, la fel și pompierii care l-au scos pe băiat din apă. Deși nu mai avea semne vitale, s-a început protocolul de resuscitare. Băiatul a fost căutat foarte puțin în timp de la momentul sosirii echipei de intervenție, primei echipe de la punctul de lucru Stolnici. Aproximativ 5 minute după ce au sosit, a fost găsit de unul dintre băieți care se afla la fața locului, n-a fost găsit de colegii noștri. Și după ce a fost extras din apă, au început imediat manevrele de resuscitare. După aproape 2 ore de încercare de a-l readuce la viață, medicul de pe ambulanță a declarat decesul băiatului de 15 ani. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.